Nu-i nimeni. Azi, fără tine, septembrie vine. Pluteam cândva de fericire. Azi, fără tine, septembrie vine. Iubirea-i doar o amintire. Azi, fără tine, septembrie vine și eu te aștept ca și altă dată. Azi, fără tine, septembrie vine. Iubite, te ești. Haideți, fraților, unde sunteți? Că eu cânt singură pentru voi, că nu vă văz, că ați vine septembrie. Te mă găsiți, mei, bine ați apărut! Să puțin! Uite acum am intrat inimele. Haide cu Marianu, hai cu Carmen, hai cu Irina, hai cu Cătălina, și Cati, și Ana, și Liliana, și Dona. Bine ați venit, dragilor! Păi de-aia cântam eu, când nu vedeam nimic. Eram singură cu septembrie, care este luna mea favorită, cea mai preferată, cea mai iubită dintre toate. Eu chiar sunt un pic răguștă așa, să nu vă luați părmaxul meu. Bine m-am găsit! Am văzut o tantă ieri care făcea exerciții de respirație. O întreba cineva, cum vă mențineți atât de tânără? Și ea zicea, fac așa. Și după aia scotea și limba, numai că mie nu-mi iese, că cred că dacă mi iese, dacă scot limba, mă înțelegeți pe la cheieturi. Prima veste, misilor! Bine v-ați întors din nou la Năstânați, primul canal român destinat exclusiv recenzilor de parfum și parfumerii în general, cu excepția lui Vineri, care Vineri este trâncăneală cu destrăbălări. Nu v-am mai văzut de foarte multe ori, de foarte multe săptămâni la ochi, cred că de vreo trei așa, pentru că am fost plecați. Prima mea e Cristina, prima mea e Gabriela, Cosmina, Săruna, Amalia, mea, Laura, Radu, a venit Papau, Băleu, Belea, așa. Nu v-am văzut de multe săptămâni, pentru că de multe săptămâni sunt pe drum. V-am văzut odată de la Tecuci, când așa era numai în pixelare. Și acum vreau să ziceți dacă mă vedeți clar. Îmi vedeți porii? Pe Google vedeți pe aici, pe undeva? Mă vedem pe Google? Să spuneți dacă mă vedeți la ochi. Dacă mă auziți ca lumea. Dacă ne simtem bine sau nu mai suntem. Înțelegeți? Asta vreau să știu. Nu ne-am văzut de 3 săptămâni. Acum 2 săptămâni, eram în drum dinspre Tecuci, spre București. Și acum o săptămână eram în drum dinspre București, spre casa mea de aici, unde în sfârșit s-au mai așezat niște lucruri. Dar până să vă povestesc eu care-i treaba, trebuie să vă zic ceva ca să iasă așa, să-mi scot din sistem, să mă plâng, să nu zic că n-am împărțit cu voi. Sunt la dietă, adică dacă cânt, cânt și de foame, înțelegeți? Da, ce foame, fraților! Și de ce sunt eu la dietă? Că m-a întrebat cineva, tu care ești cu body positivity, care susții femeia să fie cum vrea ea, să nu știu, de astea, criterii de frumusețe, altcumva. I-am zis, da, frate, da, dacă nu poți să sufli, degeaba! Crezi tu că ești dita mai diva, înțelegi? Acum vreo două zile am văzut un videoclip, nu știu, cu mai multe chestii și, printre toate, Liz Taylor încerca să macheze și nu vă exagerat, a luat-o chiar așa o lopată. E o ceva, da? A luat o lopată, am fipt-o într-o chestie și a început să facă așa. Bang! Înțelegeți? Ai și tu impresia că poți. Am luat azi o lopată. Ia ca așa, zic, fac și eu cal. Numai așa, fără, nici fără să mă uit, uite așa, de la libera așa, bang, să vezi ce divă mai fac. Știți ce divă m-am făcut, da? Dai și fugi. După aia mai e o treabă, Mișa Mihaila.
Să știi că Mișa Mihaela, ți-am văzut mesajul. Mama, trimite lui Mișa Mihaela parfumul că mă nebunești. Te rog frumos. Iar mi-a trimis mesajul și fata are dreptate. Așteaptă de multă vreme. Anca s-a îndurat Florin, s-a rumnat distinsă. Și prea predan, prea mi-a Nașa, Oana Elena, Nicoleta Beatrice. Se vede foarte bine, am înțeles. Anca Mirela, Tudorații, așa și Ionel. Bine ați venit, dragilor. Bun, povesteam căci. Eu ca o divă chipurile, am fâsuri în cap, am prostii în cap, mi se pare așa, am impresii. Dacă am văzut video-ul ăla cu Liz Taylor că se face așa cu lopata și după aia arată superb, am crezut că se poate și la muritorii de rând. Nu se poate la muritorii de rând, să știți că nu se poate la muritorii de rând. Adică e bine să avem încredere în noi și să credem că putem, dar că putem, dar nu putem. V-am zis, am luat lopata și la mâna liberă așa banc. Nu, dai și bugi. Alt motiv pentru care ești la dietă este că tu acasă ești divă, tu ești așa în oglindă, te mai sugi pe aici, pe acolo, mai stai nu știu cum, chestii, ia uitați-vă, ia uite și tu, ia uite ce frumuseți de fata. Acum mă uit la mine și îmi place de mine, da? Că-s drăguț. Ei, de unde? Că pe stradă nu umbli numai așa. Care umblă pe stradă așa? Că eu nu umblu așa pe stradă, înțelegeți? Și zici tu că-ți stă bine, te mai sugi un pic, mai e o rochiță, mai o ceva, o treabă, mi-a căzut, nu știu, mi-a căzut, dar mi-a căzut ceva sigur. Vedem mai încolo. Așa, si te duci ca o floare la o patra țara, si acolo zice cineva, hai să facem o poză de grup. Și tu zici, da, sigur că da. Și stai așa cum stai acasă. Invers, cum era? Stai, stai că era și cu efect special, așa. Așa, stai cum stăteai acasă, da? Și ți se pare că o să iasă bine. Vezi poza și știi cum arată, nu? Ia ca așa. Deci, trist. Sau mai mergi pe stradă frumos și te vezi într-o... Ți se pare că ești așa o boare, o ceva, o apariție foarte diafană, știi? Și mergi cu nu știu ce chestii pe stradă și te vezi într-o oglindă, de la o bancă. Ăia care au geamurile, n-ai vrea să ia, nu mă oglinzi. Și te vezi așa. Și zici, aoleu, belea, ca să nu mai zic că trebuie să mai poți să și sufli. Înțelegeți? Drept care sunt la dietă. O dietă din asta cu detox, fără alcool, fără din astea, acum nu prea fac. Eu mai mult de curățare, așa pe dinainte. Problema este următoarea. Mi-e foame! Foame! Văleu, îmi vine să plâng, înțelegeți? Pentru că ți-e foame tot timpul. Asta e beleaua. Stați că intră Simona din Londra, Sărmâna. Spuneți-mi și de unde intrați, că asta vreau să știu de la voi. Uite, mi-a zis cineva că intră de la Londra. Bogdan, sigur, e de la Iași. Mama este de acasă. Acasă dieta deformează vitrina. Da, vitrina este divină. Clar, deci nu e la noi. Foame! Fraților, uitați-vă în ochii mei că îmi dau lacrimile. O, foame! De plângi! Te duci cu iubitul, că de-abia m-am întors acasă, da? O plimbare romantică prin parc, mai vezi un raton. Îl mâncăm? Oare! Te duci cu copilul la școală. La școală ce au? Niște pufoșenii, au iepurași, au două găini care au și nume. Am lăsat copilul la școală, știți ce mă uitam pe găinile alea? Le mâncăm? Oare! Ești mai jale? Chiar îmi dau lacrimile. Este și mai jale când ți-e foame, în timp ce mănânci. La Chicago. Deci, e jale când ți-e foame, în timp ce mănânci. Stai acolo și mestești la o salată din asta de varză furajeră. Tata când a văzut prima oară varză furajeră în America a zis, dar voi din asta băcați? Că noi dădeam la porci din asta, înțelegeți? Și stai și rumegi acolo. Fix ca o lamă. Și ți-e foame în timp ce mănânci și ca la moartea căprioarei. Mănânc și plâng, mănânc și nu înțeleg, mănânc și mănânci și foame! Da, efectul total. Aoleu, deja vorbesc de 10 minute. E grav, fraților. Efectul vă las pe voi să ghițiți. Omoară foame. Ei, omoară foamea. Nu omoară nicio treabă. Tudor, Liliana, Despina. Sărmâna, Despina, trebuie să fac strigare. Asta de la Despina este că m-ați îngropat în cadouri. Ce v-am zis eu? Să nu-mi luați.
mi-aflat, nu m-ați ascultat. Sărma, șumcior, Despina, de la tine, cu dedicație specială, de la năsoasa noastră, Despina, dăm București! Mai numită și generalul. Vorbeam despre foame. Da? Foame când te plimbi, foame când dormi, ghici ce-am visat azi noapte. Foame când te duci cu copilul la școală, foame în timp ce mănânci, jale. Foame! Efectul total, după cum spunea cineva mai deștept decât mine. A slăbit 18 grame. Fix. Înțelegeți? Am să ajung și eu ca cu coanele alea, că numai cu coanele fac așa, bărbații nu m-au zis niciodată să spun prostii de astea. Domn doctor, nu știu vreți ce am. Mănânc și mă îngraș. Nica nu mănânc apă, de la apă mă îngraș. Înțelegeți? Îmi spun și eu la fel. Am să mă uit la poze cu mâncare și am să mă îngraș. Nu știu, domn doctor, ce am. Nica nu mănânc și ia că mă îngraș. Deci da, în acest predicament mă aflu eu la acest moment din evoluția mea. Dar e bine, zic. Cred că e bine. Beau cafea cu stevia, mă îngraș. Bun. O lingură de mâncare în minus și doi pași în plus. Da. Măi, voi dreptate aveți. Așa de repede. Dana Maria Neamțu, bineveniți, aș vrea nasul, da. De acolo sunt cele 18 de grave, mama. Da, dragă, știu, mâncare echilibrată. Voi aveți dreptate, fetilor. Iar ca să fie tot foarte clar, în afară de băuturi în exces, ceea ce, cum să zic, ne simtem bine, la noi se mănâncă în casă, se mănâncă foarte curat, adică totul este bio, totul este de local, de sezon, foarte puțin proteină animală, totul încolțit, deci chestii, adică din astea. Se gătește la mine foarte mult, 3 mese pe zi gătesc, adică nu, să nu vă imaginați că n-am băut o cola de 15 ani, cred că. Înțelegeți? Nu, la mine sunt foarte sănătos. Ceea ce intră în sistem este foarte nutritiv. Avem grijă cu astea, fără calorii goale, fără fără zahăruri, fără nu știu ce. Dar se mănâncă mult, se mănâncă bine, se mănâncă cu poftă și se bea, la mine în familie, mult, pentru că se devere petregăreți. În orice caz, da, deci despre asta este vorba. Ca să ne înțelegem, să înțelegeți de ce când am eu să gură, când voi nu erați aici, de supărare și pentru că a venit septembrie, altul, bicicletă medicinală. Sărmâna, da, bine. Nu mai gustam mâncarea copilului, da. Haga Dumitru Prieveni, să mâncăm o foame. Da, deci trebuie să fac cineva un fel de mâncare care se cheamă foame. La fo. Așa. Bun. Ca să simteți și voi durerea mea când despre asta vorbim. Iar dacă o să citiți că au mâncat românii căprioarele din dealurile din Berkeley, să știți că eu eram noaptea prin păduri. La gând, la lacrimile. Așa, hai să vorbim și despre lucruri mai serioase. Sau nu mai serioase, mai așa, să vă povestesc ce s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni. A venit Denisa cu inim. Asta Denisa trebuie să fie cu inim. Nu-i Denisa? Care sunteți supărați? Nu știu care sunteți supărați, nu mai fiți supărați, treceți-vă că noi glumim aici. Bagă sport și lasă foamea. Nu, iubita mea, eu exagerez. Olimpia, nu știu dacă tu ai mai fost live-ul. Eu exagerez. Se face sport la mine fiecare zi, mergem și pe jos foarte mult. Stare de stres, secret, cortizol. Ai dreptate! Tu ai dreptate! Voi toți aveți dreptate! Iar ca să fie foarte clar, la mine analizele ies impecabil, tonusul din asta muscular, chestii, foarte puțin grăsime am, deci eu sunt cam țapăn așa. Da, știți ce zic. Bun. Să povestim un pic despre ce s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni, pentru că a fost prima călătorie de când a pornit nasul. Prima călătorie oficială în care
m-am văzut și cu voi, eu am mai fost și neanoare acasă, dar de-abia începusem, nu știam despre ce-i vorba, voi nu știați despre ce-i vorba, eram foarte puțin atunci. În ultimele 3 săptămâni s-au întâmplat în ordinea numărul de pe tricou și mi-am luat notiții ca să-mi aduc aminte. Numărul 1, am făcut primul live de la un chef. Eu când văd lumea că face transmisiuni de la chestii, zic, pe cine interesează, frate, ce mănânci tu, ce bei tu, să nu știu ce. Pe nimeni, bună Coni, bună Ana. Că mai văd live-uri din astea, acum este Pitti, târgul ăla de parfumuri de la Florența, unde toți recenzorii se duc și fac live-uri de 3 secunde, 30 de secunde, în care spun: am ajuns în camera mea de hotel și sunt așa de obosită că trebuie să fac un duș. Și atât. Și eu mă uit la videourile alea și zic: și? adică cea mai mare pierdere de timp pentru mine, 30 de secunde, să mă uit la cineva care nu spune nimic, care nu mă învață nimic. Că, așa. Anyway, întotdeauna m-am gândit, dacă chiar așa era urgență să faci live, iată că m-am nimerit și eu cu urgența la un live, trebuia să fac marțea la minut și eram la un chef. Că la noi vara se fac chefuri și marțea. Ei, eram la un chef, la o super piscină fancy, așa, pe lângă Tecuci. Deci eu când vin din străinătate, mă simt ca ultimul om în România. Adică nu, dar dacă ar fi să mă simt, m-aș simți ca ultimul om în România, pentru că toată lumea este, mamă, țiplă! Voi nu știți. Și asta era un complex în câmp. Deci nici măcar în Tecuci, care nici ăla nu-i chiar cel mai mare oraș din țară. Înțelegeți? Ce vorbesc eu, asta, complexul ăsta era în câmp. Și sunt niște piscini din alea, cu lei, cu arteziene, cu chestii, cu fențiuri, cu aperoale, cu șprițuri, cu foarte finții. Ei, eram la un din asta unde n-aveam cu ce să mă îmbrac, așa că m-am dus la second de m-am înnoit, vorba lui Mike mea. Din capăt în picioare m-am înnoit la second și m-am dus la chef, îmbrăcat cu haine de second de la Tecuci. În timpul chefului a trebuit să fac marțea la minut și am făcut marțea la minut. Ce credeți? Deci a fost o mare experiență. Nu știu exact ce am zis acolo, că erau multe aperoale în timpul chefului, ca să vorbesc din engleză în română, așa un pic de aiurea. Adică trecuseră niște ore de la începutul chefului, adică veselie. Așa, dar am făcut primul live de la un chef. Check. L-am făcut tot din seria, am făcut-o și pe asta. Dacă a fost așa și așa, mă iertați, nu întotdeauna performăm la întreaga noastră valoare. Mai ales cu aperolul. Voi știți și vorba. Cea mai bună pasăre e porcuș, da, și cea mai bună floare e varza. Bândrea mea, bine veniți. Dar ce e în spatele tău în raft? A, tu n-ai mai fost pe aici. Ia ca, zi eu îi zic porno. Silvia Ioana. Porno cu parfum. Ia ca. Și aici tot parfumul, de astea sunt fiole și alte cele. Bun, deci am făcut primul live din seria ce am făcut și nu am crezut. Ce am mai făcut? Am făcut prima întâlnire cu năsoșii de la București, adică cu năsoșii nas de nas, cu tribul nostru nas de nas, care a fost, din punctul meu de vedere, fenomenală. Multă lume mi-a zis, credeam că o să vină mai multă lume, dar de ce în asta mai mult, dar din astea. Eu, așa cum mă știți, prefer să mă uit la lucrurile care sunt decât la lucrurile care nu sunt. Înțelegeți? Din punctul meu de vedere, uitându-mă la ce a fost, mi s-a părut absolut fenomenal, pentru că ne-am strâns, nu știu, vreo 20-25, nu știu câți am fost. Unii au plecat și au venit, cam așa. Am stat acolo multe ore. Am fost niște oameni foarte diferiți. Diferiți unii de alții. Înțelegeți? De nații diferite, de etnii diferite, de orientări diferite, de meserii diferite, de preferințe diferite, de vârste diferite. Am avut-o și pe Ildico, care trebuie să-i fac strigare, că a venit fata de la Brașov, că este nebună cu criorii din cap, așa. Și care este o bucurie de femeie așa, care ne-a umplut pe toți. Familia Buraga de la, eu tot le fac strigări, dar asta e, m-a impresionat gestul lor. Din Atena ne-a trimis un pachet pentru năsoșii de acasă. A zis, dacă vă întâlniți, trimitem și noi pentru ei ceva. Și a venit cu sticla de Metax, din astea așa. Ceea ce este mare lucru, pentru că din punctul meu de vedere, asta înseamnă să ai o comunitate în care lumea se gândește și la alții. Asta e comunitatea. Altfel nu ești decât un grup. Înțelegeți? Nu se cheamă că ești familie, nu se cheamă că ești comunitate, nu se cheamă că ești de interes comun, decât dacă te mai gândești unii la alții, numai la tine. Și mie de asta îmi place la nas de nas, pentru că cam asta facem. Ne gândim și unii la alții. Leggings pe stradă nu îndrăznesc. Înțeleg ce zici. Așa, Petruța a venit. Unde e mama? Mama e acasă, la România, de străbălare mare, da, ți-am scris porno.
Așa. Deci, din punctul meu de vedere, și pentru că aleg să mă gândesc la lucrurile care sunt, în loc să mă gândesc la lucrurile care nu sunt, eu, iarăși, am bifat niște chestii la care nu mă așteptam, la care nu îndrăzneam să mă aștept, pentru că au fost foarte frumoase. Unu, am fost mulți, după părerea mea. Doi, am primit un spațiu pe degeaba. Cine îți dă ceva pe degeaba în lumea de astăzi? Nimeni. Tucano Coffee la București, de pe Dorobanți, ne-a oferit un spațiu de separeu așa, în care am încăput perfect, în care am putut să facem streaming live, de-am pus și pe Facebook și pe YouTube, pentru că, deși a ieșit un haos și nu știu ce a înțeles lumea de acasă, am reușit să facem o chestie care mi-a picat mie așa în ultimul moment. Am făcut o licitație live. Dacă vă uitați la video, o să știți că sunt multe țipete, că e haos, că e nebunie, pentru că n-ai o cameră plină de oameni, eu mă uit la cameră și mai mă uit la ei, eu n-am mai fost gazdă de licitație în viața mea și licitam niște parfumuri pe care le-au adus alții ca donații, despre care eu știam, ori nu știam ceva. Deci, nu aveam oricum cum să dau fâs, să testez și să stau miros, vi-l descriu, că nu aveam cum, eram plină deja de mirosuri din cap până în picioare, dar nici nu aveam timp. Drept care a fost cam așa. Hai, scoate banul, bă! În orice caz, licitația asta s-a întâmplat pentru că așa am eu ambiția ca fiecare lucru pe care îl fac să se cunoască, să schimbe ceva în mai bine, să se vadă și de pe urma noastră ceva, că altfel ce facem? Nu mai ne întâlnim, bem, ne căcăm și antrenat? Nu funcționează la mine așa. Dacă tot s-a strâns o lume care e bună, care vrea, care poate și care știe, de ce să nu? Și atunci am făcut licitația asta fără să știm sau să avem un plan concret despre ce o să se întâmple cu banii dacă îi strângem. E, vreau să zic că s-au strâns în total, pentru că au fost care au zis, băi, eu n-am fost acolo, nici nu m-a interesat niciun parfum, dar vreau să dau și eu un leu. Și ne-au trimis, Patricia la tine mă uit, Cosmin poale lungi, care după ce a cumpărat a zis, băi, mă simt prost că am dat prea puțin pe ele, mai trimit 100 de lei, hai, adică primesc, că nu-i pentru mine, cu totul s-au strâns 1100 de lei pe care împreună ne-am hotărât să dăm la copii. Așa, atunci, în cameră. Au fost idei. Să dăm unde? Să dăm, hai să dăm spre copii. Bun, cineva zice, am o prietenă care face Teach for Romania. Este o asociație care încearcă să promoveze educația. Da. Educația în zonele defavorizate, la sate, la săraci, la din astea. Înțelegeți? Și asta face ea. Bun, suntem de acord, suntem de acord. Toată lumea a fost de acord și mă bucură treaba asta, pentru că, din punctul meu de vedere, singurul lucru care poate să te scoată din orice situație drahată în care ești, ca individ, ca grup, ca familie, ca țară, este educația. Fără educație nu se există oameni buni. Nu se poate! Și cred că știți la ce mă refer. Cu toții aveți un exemplu de situație sau de criză, unde principalul vinovat este lipsa educației, lipsa informației și așa mai departe. Bun, acum ne devenim foarte serioși. Dar e o treabă, e o treabă. Pic cu pic, iau-te pe Radu. A ieșit fain live-ul la Tucano. La Luca Popa, bine ai venit. Deci despre asta este vorba. Am făcut o licitație, am strâns 1100 de lei, care în prezent sunt la Cristina TVVAC, săruna și un picior trebuie să-ți fac și ție strigare, cât te-ai pomenit cu rolul ăsta de cum se cheamă, de trezorier, fără să-l vrei neapărat. Dar așa s-a nimerit, iar ea, cred că săptămâna asta i-a dat deja Mihaelei, care este de la Teach for Romania și care o să-i folosească să cumpere rechizite la 8 sărmani. Deja îi știm, o să primim poze, o să primim confirmare, eu am fost în legătură cu toată lumea, deci, de pe urma noastră, sărunașul un picior, care ați fost acolo sau care celor care ați licitat live online, inclusiv cineva din Austria a licitat, adică e o treabă, sărmâna și în picior, am făcut și noi o pomană. Ia ca, 8 copii, le cumpărăm rechizite pentru școală și alte cele din astea, bilete de maxi taxi, când nu poți să ajungi la școală, chestii de asta. Deci mă vând la nas, deci treabă serioasă. Bun, deci am făcut și noi o brânză. Înțelegeți? Cam așa ceva. Ce s-a mai întâmplat? Cineva îmi scria înainte de licitație. Dar de ce faci tu licitația asta? Că oricum nu se adună mare lucru, nu știu ce. Vreau să vă învăț o treabă. Eu de când mă știu, practic și cred cu tărie în niște chestii. Aia cu, mai bine vorbesc despre ce este decât ce nu este. Da? De ce să mă focusez pe chestiile negative când pot foarte ușor să mă bucur pentru ce am?
pentru ce este, pentru ce voi face. A doua chestie despre care vreau să vorbesc, cred că mi se închide un ochi de oboseală. Cred că da. Nu, nicio problemă, vorbim așa. A doua chestie despre care vreau să povestesc și despre care vreau să vă zic, pentru că eu cred cu tărie în ea și așa, este următoarea. Pic cu pic să faci marea. Este și o pildă de pe africani, cred că, că dă un foc în savană, da? Încep să ardă ierburile alea pe acolo și leu stă și uite așa foarte plictisit, știi? Și alte animale mai mari. Elefantul stă și pe acolo, chestii, girafele stau și se uită cum arde iarba aia. În vâltoarea acțiunii văd o pasăre colibri care săraca ia câte un strop de apă și îl pun pe foc, știi? Și toată lumea începe să râdă de ea. Ce faci, mă? Păi uite, vreau să stin focul. Păi cu picul ăla de apă. Nu o să fie niciodată, să facă nicio brânză. Nu e nicio diferență dacă pui tu picul ăla de apă. Și pasărea colibri zice, da, dar este picul meu. Eu asta pot și asta și fac. Deci cam așa ceva. Dacă ar fi toată lumea să gândească așa cu picul, ar fi o treabă. Să-și facă fiecare bucata lui cât poate și să adună. Dar trebuie să faci. Pui tu osul, vă știți ce zic eu, bine le învinge, pardon, așa, bine le învinge, dar punem și noi osul, fraților. Alt exemplu, adică sunt mai multe exemple, cred că acum am văzut că încerc să circule, eu le știam de câțiva ani, este un nene prin Indonezia care la un moment dat, după niște focuri, iarăși niște incendii, și-a dat seama că mare parte din problemă este că nu au destul la apă și mare parte din problema când au destul la apă este faptul că început să taie din copaci. Deci defrișări din astea masive cum se duc în România, cu alunecări de teren, cu nu știu ce, nu știu. Și s-a apucat omul să planteze copaci, banian. Care banianii ăștia? Vrei și tu să faci o licitație? Când mai facem una? Nu știu. Puteam să punem două licitații foarte ușor, nu e nicio problemă. Deci chiar nu-i greu deloc. Poate facem una masivă pentru Crăciun? Dacă vreți. Nici în noi, vorba aia. Și mai facem și o pomană. Adelina, bine ai venit. Ziceam că de la treaba cu tucanul, cu picul, cu picul, cu leu, cu leu, să strângi, na, ia ca 1100 de lei, nu e mare lucru, dar e mare lucru pentru aia care nu au. Este ceva. Și s-au strâns câte 50, câte 20, câte 30, cât am dat fiecare. Și aveam în cap exemplul ăsta cu un neni care s-a apucat să planteze copaci banian. Banianul ăsta e un fel de plut, așa, nu se poate folosi la nimic, nu-i bun de nimic. În schimb, semințele lui sunt foarte scumpe, tocmai pentru că nu le caută nimeni. Și atunci nenea ăsta schimba semințele cuișoare pe care ar fi putut să le vândă și să facă un ban pe semințe de banian din astea pe care le planta. Înțelegeți? Pentru că omul a înțeles că unul câte unul, dacă plantez anul ăsta 10 și anul viitor încă 10 și așa mai departe, în 10-20 de ani nu o să mai fie alunecări de teren, nu o să mai fie secetă, pentru că ea fixează pânza freatică din asta. Și așa s-a și întâmplat. În 20 de ani este o pădure de banieni, s-au întors râurile, s-au întors păsărelele, s-au întors bla bla bla, că nu se întâmplă numai una, vin toate la grămadă, știți? Dar pic cu pic să facem marea. N-ai cum să aduni mult dacă nu începi cu puținul. E foarte simplu. Iar chestia asta eu practic de foarte multă vreme, când pe vremuri aveam o chestie care se chema FSB. Nu știu dacă voi știți de FSB. FSB-ul este fondul de investiții fără știrea bărbatului. Despre care am învățat la o cucoană prietenă de-a noastră, Marlena, care mi-este foarte dragă, și care avea bani. Pentru că era director de bancă. Dar zicea așa, trebuie să ai bani despre care să nu știi soțul, sau să nu știi feciormiu, sau să nu știi tata, sau să nu știi bărbatul. Înțelegeți? Pentru că nu vreau să dau nimănui explicații când îmi cumpăr tampoane, sau de ce mi-am cumpărat o geantă pe care mi-o doresc de ani de zile, sau mi-am făcut mie un cadou pentru că a uitat toată lumea de ziua mea anul ăsta, sau ceva. Deci trebuie să am acolo un fond de urgență, un fond de destrăbălare, un fond de parfum, un fond de ceva, FSB-ul. Ei, cu FSB-ul la mine mi-a intrat în cap și din clasa 7 eu am FSB. Înainte era să nu știi tata, după aia să nu știi prietenul, după aia să nu știi bărbatul. Acum oricum am eu toți banii pe bână de bărbatul oricum nu știi, dar în continuare eu am fonduri separate despre care era habar n-are. Am fondul de călătorii, am fondul de mutat în Europa, că vrem să venim la anul cam așa, să stăm un an, doi în Europa. Și am un fond acolo de urgență, just in case.
Am fondul de școală pentru un an, am pornit un fond de colegiu, despre care eu nu știu mare lucru. Adică, în continuare, eu cu FSV-ul, înțelegeți? Da, pic cu pic. Azi un leu, mâine un leu, poimâine un leu, se strânge, se strânge. Deci, pic cu pic se face mare, țineți minte de la mine că funcționează. Bianca Nicol. Mama zice, cam frumoasă azi. Dacă lumina reflectorului cade într-un anumit fel sau am lentil de contact. N-am nicio lentil de contact și n-am nici reflector. Sunt ochii mei. Luță. I-ai făcut tu chiar pe amândoi. Maică mea. Dar a vrut să română. Luca Popa. Știm de FSB? Cred că știi de FSB. Eu am mai vorbit despre FSB de când mă știu. De Crăciun ar fi un dar pentru cine voiaș. Da. Cerasela mea. Helblau. Da, deci da. Înțelegeți? Pic cu pic se face marea și se strânge. Ia ca noi am strâns 1100 de lei. Gata cu pildele, că doar nu sunt Isus. Dacă azi ne înțelegem, să știți despre ce e vorba. Mă mai strâng un pic, că mi se lasă. Ce s-a mai întâmplat în ultimele 3 săptămâni? Am fost la TV-ul. La TV-ul național, chiar. Dacă n-ați văzut, nici nu o să vedeți că au pierdut aia înregistrarea. Deci nu știu pe unde. Am vorbit cu Irina, care era găzdoaia de la B1 și mi-a zis, băi, mă, sunt foarte nervoasă pe echipa mea, nu știu unde e înregistrarea cu tine. Tocmai înregistrarea mea s-a pierdut. Dacă o găsim, o să o vedem pe YouTube. Stați fără grijă, vă dau link-ul. Dacă nu, să știți că m-am uitat la B1 TV, unde am fost și am vorbit despre ce înseamnă parfumuri. Am vorbit despre cele mai des întrebate chestii de la nas pe nas. Chestii de bază. 40 de minute lejer așa, ca un șpriț de vară. A fost frumos, mă mai duc, mai întrebați-mă că mai viu. Ce s-a mai întrebat? Deci aia din seria așa, da, din seria așa, nu. Am cumpărat și eu primul parfum dintr-un magazin de parfumuri din România. Din greșeală, eram cu Despina. Care e Despina? Toma înainte să intrăm noi în parfumerie și vărsați ceva pe ea. Eu, dimineață, netencuită, rupt, după nu știu chef chestii, arătam ca naiba, sincer. Deci, da. Și ciufulită, și ciufută, și așa, ne-am așezat la un coffee. Stăm noi la coffee, povesteam lui Despina despre chestii, despre parfumieri români, despre ce crede, despre aia, și vine vorba despre House of Siaj. Care vreau să fie și pune de româncă. Ăia cu sticlele alea foarte scumpe, cu diamantă, cu treburi. Așa. Cum povesteam eu așa, mă uitam fix în vitrina de la Elize. Elize, Elise. Da? Fix în vitrina lor. Dar nu se percuta că eu la asta mă uitam, pentru că în vitrină chiar era una din sticlele alea, care arată ca o brioșă, așa, cu diamanti pe ea. Și stau, și mă, și povestesc, și cât are, și cât are, și cât are, și un pic, că fița foarte târziu, că despre aia era vorba. Zic. Ok. Și am intrat la Elisei, chiar dacă nu aveam un plan, chiar dacă, așa. Experiența de la Elisei a fost nu cea mai bună. Până la urmă, am cumpărat ceva care s-a reformulat între timp și care nu mai miroase cum mirosea de ceapă. Și nu știu cât am dat, vreo 1000 de lei, cred că, pe parfumul ăla. Așa, și n-am primit nicio mostră, chestie la care eu nu m-am gândit decât târziu. Mi-a zis Despina, dar iarăși n-am percutat. Când am ajuns acasă, zic, ciudat, când cheltuie atâția bani să nu-ți dea niciunul, nici o mostră, nimic. Am povestit despre Elize, am scris, cred că așa a venit vorba. Acu, Elize, fiți atenți, s-a sesizat. Azi dimineața m-am trezit, am văzut că am un mesaj la ei. Nu l-am citit încă, dar vorbe, vom vedea despre ce este vorba. Pentru că mi-i plac tăvălelile astea, așa. Sau în farânza ei, cred că. Că de ce am zis eu că la ei trebuie să schimbi politica din magazin, cred că. Că eu așa am zis, băi, nu dă bine, fraților, să fiți cărțar când cineva cheltuie bani, indiferent cine este și indiferent cât de jalnic arată când intră în magazinul tău, nu e frumos. Bagă acolo să simtă că moca ne place la toți. Nu știu cum zic. Da, să vedem ce mi zice Elizei. Sunt foarte curioasă. Pe tot peretele celălalt din spate parfumuri? nu, numai raft, numai primul raft. Cutia și cutiile de jos și mai am și sus o tavă. Și da. Și mai am și pe aici, pe lângă mine și la capul patului. Mai am, parfumul este multe. Și eu așteptam să văd, să vezi ce să vezi. Ce zice Elize? Te
am văzut. Așteptai să vezi B1. Stați că sunt așa, domnică, dă doamne să-l găsească, că-l găsești. Bine ai venit, Doinița, bine ai venit, Dana. Să vedem colega. Da, deci despre asta este vorba, asta s-a întâmplat în România, din seria așa nu. Din seria așa da, și tot din seria pic cu pic, am făcut reuniuni de școală. Na, că acum am văzut-o pe Dana și mi-am adus aminte. Reuniuni de gimnaziu, nu chiar de școală. Înțelegeți? Noi la gimnaziu am fost clasă specială de copii deștepți, ne-au luat ăia cu examene, chestii. Cred că din județul nostru am fost prima clasă de Mate Info, pe vremuri. Era o treabă. Și copii de la toate școlile și din toate așa, vin și dau examen și intră, am fost 36, mulți, 21 de fete și 15 băieți, jale, deștepți. Au tras aia de noi, am învățat, din eu să ricapacile. Între 8 ani și câți am avut pe la națională, din astea, ultima mea a fost 8-21, o nebunie de treabă. Și fiind în cadrul unui liceu, cred că ne-am unit așa mai. Vorbeam eu de sinergie odată, asta îmi place, sinergia de grup. Chiar dacă nu te înțelegi cu omul, tot împarți destul încât să te cunoști atât de bine încât să și lucrezi mai bine decât ai lucrat cu un străin, știi? Iar acum, de fiecare dată când ne gândim la gimnaziu, indiferent care a fost experiența noastră atunci, ne gândim așa cu un pic de drag. E, de la niște chestii din trecut, nu știu cum, am început să intru în legătură cu diversi. Că acum Facebook-ul ăsta cam asta face, da? Și care mi-au spus separat, când mai vii prin București, dă un semn, ne întâlnim la o cafea. Eu, pe din spate, am început să-i întreb, băi, dar tu cu ăla te înțelegi bine, pe ăla l-ai mai văzut, mai vrei cu tare? Toată lumea a zis, nu-i știu pe unde, dar aș vrea să-i văd, așa că am pus-o de o reuniune pe care am pornit-o eu. Ceea ce nu-i mare lucru, eu pornesc chestii, numai căci, chestii pe care le-am observat. Trimit un mesaj pe Facebook la toată lumea, da, pe care o am eu și zic, băi, vreți să ne vedem, dacă vreți, ăsta este locul, asta este data, asta este ora. Vezi că ăla citește, că scrie acolo, cu tăriță a citit mesajul. Și nu zice nimic. Care-i treaba asta? Care-i chestia asta de citești și nu spui nimic? Nu zici nici hă, nici tă, nici bă, nici pă, nica, 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 stai ca vita acolo și ca și cum trece lângă tine? Păi dar nu pe mine mă faci de râs, omule, dacă nu răspunzi. Tu ești vită, înțelegi? Și le-am spus la un moment dat, zic, eu cred că vă dați seama că se vede cine citește. Pentru aia care mi-au răspuns, vă scriu separat. Restul, uraș la gară, asta e. Păi de ce fac? Stau să vorbesc singur pentru ce? Ca să ne simtem bine? Da. În orice caz, am pornit reuniunea, am făcut reuniunea, a fost foarte frumos, ne-am simtem foarte bine, 7 am fost cu toții. Deci, dar stăteam așa să mă întreb. Nu știu ce să fac, peste toți sunt scârțari, nu știu ce fac cu mostrele. Vreau și eu unul, ce vrei? Vrei și tu ce vrei? Mara Mirabela, bine ai venit. Nu înțeleg de ce. Ia că este foarte multă lume care face lucruri cu drag, da? Am trimis un simplu mesaj, mi-au răspuns unii pe care nu-i mai văzusem de 15 ani, de 20 de ani. N-am vorbit niciodată, înțelegeți? Da, eu vin. După aia vorbeau fetele, că mai multe fete, femei decât bărbați au fost, vorbeau să se întâlnească și fără mine, ceea ce îmi pare foarte normal, că toată lumea e în București, înțelegeți? Și le-am întrebat, zic, fraților, dar deci, una întreba, când mai vii data viitoare ca să ne întâlnim atunci? Deci, mi se pare așa o treabă. Nu știu de unde vine chestia asta. De unde vine chestia asta? Să facă altul primul. Fii tu primul, omule. Fii primul. Fii primul care sare, fii primul care răspunde, fii primul care zice că da sau că nu, nu contează. Dar fii primul. Că altfel nu știu cum să zic. Nu au cum să miște lucrurile dacă nimeni nu-i primul, înțelegeți? Dacă nimeni în autobuz, când se ia ăla de aia, nu zice nimeni nimic. Fii tu primul. Că dacă intri tu, mai intră și altul. Dar să fii tu primul. Trebuie un prim. Primul ăla, de ce nu se găsește mai des? Asta nu înțeleg eu. Haideți că nu vreau să o iau chestii serioase astăzi. Dar fii primul, că nu-i greu și nu te doare. Am jurat bine, să rămână. Dorina tuturor și bine ai venit. Da, deci reuniune de școală. Alte două lucruri care s-au întâmplat masive sunt următoarele. M-am întâlnit cu Herta. Știți cine e Herta? Herta este o primă. De fapt, am întâlnit cu două persoane.
la polul opus al gusturilor, obiceiurilor, metodei și așa mai departe, și stilului, pentru că m-am întâlnit cu Herta, de o parte, care este prima recenzoră și un monstru sacru. Eu i-am zis, ei făceam mișto, ești o monstră, ești sacră, dar tot monstră se cheamă că ești. Este primul recenzor în română pentru parfum și are blogul ei pe care probabil că îl știți cu toții. Blue Rose se cheamă. Și scria pe Fragrantica pe vremuri multe, multe, multe dintre primele recenzii la aproape toate făcute de Herta, care are un gust specific, care este critică, care nu se încurcă cu pupata în fungi cu din asta, care este o femeie foarte mișto, despre care eu știu de la voi. Și m-am întâlnit și cu Alexandra Pavel, care este patron și director de artistic la Creator de Motion. Acum eu cu franceza, voi știți că se întâmplă, dar înțelegeți ce zic. E o casă concept care are magazine de haine, dar are și o parfumerie mică, undeva prin centru vechi, unde sunt nișe, da, nișe, adică nișe. Că la Elisee nu e nișe, nișe, e nișe de vârf. În partea aia altă e nișă artistică. Dacă la Elisee cumperi parfumul Roma, dincolo cumperi, nu știu, Humieche și Graef, care, na, nu o să apară în prea curând, sau Rundholz, sau din astea, sau Nișan, înțelegeți? Ei, Alexandra este partea aia altă, pe avantgardă, e toată numai ciment și pielărie și gazolină și haine ciudate și pline de tatuaje și foarte mișto. Numai că e la polul opus, amândouă, una față de alta, sunt la poluri complet opuse pentru că Herta este arheolog, Herta este clasică, gusturile ei sunt clasice, parfumurile pe care le colecționează și îmi imaginez că are o colecție foarte mare. Nu știu, am stat amândouă și am băut Metaxa 6 ore jumate și am trâncănit și ne-am testat și ne-am parfumat, dar nu știu ce colecție are, că n-a venit vorba. Înțelegeți? Am scos una câte una așa, chestii și eu și ea, ne-am dat la testat, dar n-am vorbit despre cine are mai mare sau mai lungă sau mai groasă. Înțelegeți că nu așa a fost conversația aia. În orice caz, m-am întâlnit cu amândouă, sunt și oameni excelenți din punctul meu de vedere. Amândouă sunt din alea care nu se încurcă cu complimente, cu pupată în fund, cu așa. N-au nicio treabă cu ceea ce înseamnă mainstream, în sensul că n-au niciun snobism care să le poartă într-o direcție sau alta. Amândouă se ghidează strict după ce cred ele că este calitate. Și din câte le s-a dus buhu, amândouă sunt persoane dificile, zice lumea. Eu dacă m-am dus acolo și la Herta m-am dus așa, zic, respect ce faci, nu ne potrivim la gust, dar dacă am ceva în colecție ce vrei să testezi, îți aduc pentru că mi se pare un mare lucru să-l ajut pe la care poate să facă mai mult decât tine. Să ceva. Mi se pare fenomenal să lași orice urmă de ego, să lași orice urmă de coială, orice urmă de competiție sau așa, pentru că nu evoluăm dacă nu împărțim. Voi știți treaba asta. Pentru mine colaborările sunt mare lucru. Cred în ele cu mare, mare tărie. Iar la Alexandra m-am dus pur și simplu să o cunosc, m-am dus să văd ce are în magazin și să testez o linie de parfumuri românească, despre care lumea nu prea știe. Am să vorbim separat de ele. Dar tipa a creat niște chestii care sunt foarte artistice. Nu sunt ușor de purtat, nu or să fie niciodată foarte populare, dar sunt valoroase din punctul meu de vedere. Și voiam să le testez și voiam să vorbesc cu ea, ca atunci când te duci și intervievezi pe cineva care a făcut o treabă bună sau o treabă mare. Ca zic așa, înțelegeți? Și rezultatul a fost că cu amândouă am trâncănit, cu Alexandra am vorbit 2 zile la rând, cu Herta m-am mai uitat acasă la ea și m-am dus și am stat pe podea și am băut Metaxa și am povestit, am zis 6 ore jumate, 7. Am plecat noaptea de acolo. Și mi-am dat seama că dacă te duci deschis la cap și fără impresii artistice și te duci să înveți sau te duci să dai, voi știți cum vă zic eu, să-ți planifici să dai fără să te gândești că o să primești ceva în schimb. Abia atunci te lovești karma. Așa, a fost excelent. Nu știu, m-am bucurat foarte tare. Da, Herta de la Fragrantica. Codul Saioane Brevet. Încep să apară foștii prieteni. Deci fiți atenți, fiți atenți. Cu ce mă zici, Codruț, cu ce mă spui? Ia zi.
Curăște că Channel 5. Eh! Mi-aș plăcut să o cunosc pe Herta. E foarte mișto. Avem și mătușa. Bun. Deci asta s-a întâmplat acasă și astea sunt niște lucruri de care eu mă bucur foarte, 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 foarte tare. Pentru că, na, toată lumea are de învățat de la toată lumea. Și dacă pe mine mă lasă femeile astea să învăț din ce știe fiecare mai bine și pot să le ajut cu ce voi putea eu, dacă am cu ce, sunt niște contacte pe care mă bucur foarte tare că le-am făcut, că îmi place despre ele. Mi-a plăcut de la distanță, acum îmi place și mai tare că le-am văzut de aproape. Și gata, povestea! Deci cam asta e. Ce am făcut eu acasă? Ce am făcut acasă? Nu știu. Binele învinge. A fost excelent. N-am dormit. Am crezut că am slăbit, dar n-am slăbit. Că nu vine azi mănânc, nu știu cum trăiesc voi pe așa căldură. Așa și gata. Deci cam asta s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni. Ha, ha! Codruț, de ce foști? Pentru că nu m-am mai pupat cu tine din clasa 10, de-aia. Attraction Lancome este discontinuat. Attraction Lancome a intrat într-o cutie pe care am trimis-o ieri, în primul schimb ever, primul swap ever cu un năsos. În cazul ăsta, o năsoasă. Care mi-a scris din Elveția și care avea o chestie pe care vrea să dea la schimb și a zis, vă, eu pe asta mi-o doresc foarte tare, dar era foarte specific. Vreau să dau pe ăsta și pe ăsta 2 sticle, dacă găsesc o sticlă de Sensi. Am zis, eu pe una dintre sticlele tale mi le doresc foarte tare. Sensi n-am sticlă, dar am fiole multe. Și am aranjat un swap, pentru că i-a zis, atunci nu mai pune pe nastă. Nastă, lasă că facem noi 2. Și l-am trimis ieri pe Attraction și mi este discontinuat. E frumos, e un floral frumos, ușor de purtat. Dusă ca de obicei. Ha! Claudia Stoian, dau un semn să nu mă uitați, nu vă uitam. Ia să vedem, Lușa, că toți suntem online. Lușa, o avem pe Mișa, o avem Claudia Stoian. Ai de trimis pachete, draga mea. Eu toate parfumurile pe care trebuie să le primiți voi le-am lăsat acasă, de unde mama le trimite ușor, ușor, câte unul, câte unul. Sensi de la Armani, da, pe ăla al voia. Iar eu i-am trimis fiole. Bun, să vă spun ce s-a întâmplat de când m-am întors. Radu Florin, bine ai venit. Iar, nu știu ce faci, intri, ieși, intri, ieși. M-am întors și fiți atenți. Voi știți că înainte de a pleca aveam purici, mi-a căzut electrica, mi s-a stricat boilerul, nu aveam nici apă caldă, nici lumină, nici căldură, nici aia, aveam și purici până în cap. Adică a fost trist. Înainte să plecăm noi în vacanța noastră foarte fancy și elegantă din Mexico City. Ne-am întors din Mexico City 2 zile, ne-au atacat puricii, pă, cum să zic, i-avea copilul și pe față, înțelegeți? Mi s-a făcut inima, uite așa. I-am dat afară, am rămas eu cu maica mea să terminăm cu bagajele și cu nu știu ce și să deratizăm și să aranjăm și să vină azi deratizator și am plecat cu casa în Piuneții și mă rog, bărbatul meu a rămas acasă. E, bărbatul meu este un om foarte muncitor așa, numai căci. Să vii aici și să probezi că avem. Ce să avem? Ce aveți? Nu știu ce zici, Codru, să zic românești, că nu înțeleg. Nico zice, preferatul tău trag de vreo câțiva ani. E, bravo! Așa, bărbatul meu este un om muncitor. Numai căci, când faci o treabă, era un film, o parodie la un moment dat. E din ăla cu I'm in fire! Cam așa ceva. Înțelegeți? Deci, a făcut o treabă, a făcut o paie băț, ia ca așa. Și cât am fost plecat, mi era și milă de el, că știam că el s-a agitat foarte tare. L-am lăsat cu purici, l-am lăsat cu fără lumină, l-am lăsat fără apă caldă, care a murit boilerul, s-a stricat și mai și-a spălat. Adică, așa, au picat toate, 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 toate. Și omul s-a apucat de niște reparațiuni, care în dulcele stil caracteristic înseamnă foarte mulți bani cheltuiți. Deci el dacă vrea să bată un cui, ca de peretele, înțelegeți? Și după aia angajează cineva, spune peretele la sus și angajează pe altcineva să bage cuiul în peretele la care nici nu trebuia să cadă. Deci cam așa ceva, o chestie. A cheltuit de bani, dă, nu se poate. Da. Deci ne-am întors, toate sunt bune, toate sunt frumoase, toate funcționează, nu mai avem nici purici, merge și a schimbat boilerul, a schimbat din astea chestii, așa. Curtea este un dezastru, nu mă întrebați de ce.
și treaba are înăuntru cu curtea, da, așa. În schimb, karma binevoit. Din nou am câștigat o sticlă la o tombolă, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și vine și în direcția voastră. Clar, trebuie ceva. După aia, ce s-a mai întâmplat? Am găsit asta și vreau să vă zic, mai ales care sunteți prin Italia, la vechituri, care vă duceți. Nu, cum să zic, nu treceți cu vederea chestii pe care nu le-ați cumpăra în mod normal. Eu am cumpărat asta săptămâna, asta este captura săptămânii. E o piesă de bijou, de în plastic, 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 l-am luat de la un garage sale, de la vechituri, de Angela Caputi. Angela Caputi, asta este un designer italian care face chestii de plastic care costă 200 de dolari, adică să nu vă gândiți. Eu l-am luat că mi-a plăcut la ochi și după aia mi-am dat seama de alucinii care o semnătură ia ca așa, cu alea, așa, uite-o, aia, nu știu dacă se vede, așa, uite-o cu alea, hai, în orice caz, asta este captura săptămânii care m-a umplut de veselie, că mi-mi plac și plasticurile, dacă sunt frumoase, fără nicio chestie. Deci karma a fost cu mine, numai că v-am zis că totul fiind reparat, acum bărbatul are opinions, ca și cum nu-i și casa lui, înțelegeți? A făcut căcatul băț. Să-mi scrie adresa că am ce să-ți trimit. Nu știu despre cine-i vorba. Băi, 10 propoziții întregi. Că nu știe nimeni cu cine vorbiți sau despre ce este vorba în propoziția voastră. Bine a venit, Camelia Gina. Cati. A, voi între voi. Am înțeles. Bine. Problema este așa. Din momentul în care bărbatul meu a făcut rahatul băț, adică a reparat și el o treabă sau a înlocuit, asta îmi cade, a înlocuit o chestie. Acum are appearance. Înțelegeți? Ca și cum? Adică mergi prin casă, vedi o chestie reparată de dânsul, adică nu de dânsul, el a plătit și să-i repare. Dar vedi o chestie și la mine, ca și cum? Vezi? Ca și cum nu-și casa lui. Înțelegeți? Vezi, adică eu ce am făcut eu. Am făcut căcatul băți. Eu. Dacă ca domnul meu, înțelegeți? Și îmi vine să-i zic așa, adică nu-i zic că totuși a făcut căcatul băț, înțelegeți? Am venit acasă și lucrurile erau reparate. E adevărat că v-am zis, e dezastru peste tot. Dar mă rog, așa. În schimb, mă uit la el așa și zic în capul meu, zic, băi, mete, dar tu crezi că dacă aș dat acasă, cât au venit grădinarii pe care am angajat eu, asta e treabă grea? Nu, visi, nu-i greu, știi ce-i greu? Îți dai că zic eu ce-i greu. Să alergi la drept, de-a dreptul, cu sufletul în gât, uite pe aici. Să duci copilul la școală, să iei copilul de la școală, să te duci la lucru, să vii acasă, la grădinar, să duci pachete la poștă, să cutare, să te duci la doctor cu copilul, să te duci la lecția de balet și să alergi la cumpărături și să le duci lui soacră dacă are piciorul în gips și cutare și numai în mașină și alergături. Când nu se mai, când ajungi și trebuie să iei copilul de la școală și după aia trebuie să cutare și să alergi și să alergi și să alergi și să alergi, că nu ai timp. Și după aia să duci la doctor și doctorul zic că sunteți puțin cam stresată. Cred că vă trebuie puțină mișcare. Asta este greu, pisii. Nu-ți plătești pe cineva să vină să-ți înlocuiască boiler-ul, înțelegi? Dar în orice caz, el are opinions. Și știți care mai e treabă cu opinions astea? Care-i, frate, treaba și legătura între opinions și mers? Și pluă, că sunt toate trei legate, fiți atenți. Deci să leagă ploua de mers. Nu improvizați făcută de mine, este de firmă. Care-i legătura între pluă, mers și appearance? Când vezi un om care mergea normal, ca un om, așa, merge normal, și dintr-o dată are din aia. E că așa. Merge și aia. Înțelegeți? E că așa merge. Sau stă, e că așa. Și numai din astea, așa, ca și cum, voi nu vedeți acum că bate lumina nu știu cum. Da, fac aici niște chestii cu degetele. Vedeți? E că așa. Deci nu știu care e legătura între. Vedeți pe cu penis, care stau așa și cu degetele numai la spre pluă. Ca și cum, nu știu care treaba. Te duci pe pluă așa? Așa? Te cară pluă pe role prin casă? Nu înțeleg. Care treaba? Deci, care sunteți bărbați și posesori sau posesori de o pluă într-o formă sau alta? Explicați-mi și mie că nu înțeleg! Nu înțeleg!
Bun. Da, deci despre asta este vorba. Și mai aia cu erecția. De ce se bucură, frate, toți bărbații așa când au câte o erecție? Le se scoală ploua și vine prin casă. Ca și cum? Care e, frate, treaba? Eu încerc să-i spun, domnule dragă, dragă soțiule, o erecție nu este o dezvoltare personală, cum era un semn pe Facebook acum vreo câteva zile. Și vă tot, care mare brânza? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Și credeți-mă că am citit tot ce se putea citi despre pluă, că de asta am fost olimpic. Să verific cu material didactic. Nu știu. În continuare, nu înțeleg nimic. Da, bun. Cred că încă adibaticul ăsta de-a-ța nervi. Uite așa, uite așa. Mai pun o dată, nicio problemă. Că mi l-a dat cu dedicații de spina. Și dacă mi-a dat cu dedicații, cu dedicații va rămâne. Ia că așa. Bun. Despre ce vreau să vă mai vorbesc, deși nu prea mai am timp. Ar trebui să cam termin. Hai să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat în lume. Știu de ce pică. Uite așa, pentru că noi... Uite așa. Să vorbim un pic despre ce se întâmplă în lume, pentru că săptămâna asta au fost câteva chestii care merită menționate. Unul despre care am citit. Și toate sunt în categoria de colaborări, de creștere, de împărțire, de împărțeală, de mai bine dinpreunelea, de comunitate, de ceva. Și stați să vă spun de ce zic treaba asta, pentru că așa o văd eu în capul meu. În Rusia s-a descoperit într-o peșteră, undeva prin Siberia, că neandertalii, despre care știm cu toții, s-au cuplat la un moment dat cu denisovanii. Denisovanii ăștia e un alt fel de neam primitiv, cum e și cromagnonul, cum e neandertalul, cum sunt mai multe, care, din câte știm noi până acum, n-au trăit decât în zona aia din jurul peșterii Denisova din Rusia și erau mai evoluați decât noi. Decât restul popoarelor primitive. Pentru că ei acum 50.000 de ani de pildă foloseau instrumente și obiecte de decor care în celelalte grupuri n-au devenit prevalente decât acum vreo 10.000-12.000 de ani. Deci cu 40.000 de ani înaintea restului popoarelor de oameni primitivi, denisovanii ăștia făceau niște chestii, deci erau mai înaintați. S-a descoperit că neandertalii, pe care toată lumea vede ca pe niște uga-uga, așa, se combinau cu denisovanii. Și asta știm pentru că s-a descoperit un schelet care în urma, cum se cheamă, testărilor genetice, s-a dovedit că era o combinație între cele două populații care teoretic n-ar fi trebuit să aibă de-a face unele cu altele. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o chestie excelentă, pentru că asta demonstrează că noi totuși putem să vorbim așa unii cu alții, putem să ne împrietenim. Dacă două rase umanoide pot să facă niște copii și să fie totul bine, iar în peștera aia au descoperit foarte multe chestii frumoase, adică ace, bijuri, era frumos pe acolo, adică nu înțelegeți, se preocupau de artă, de fashion. Dacă stau și mai sapă, cred că o să găsească și primul blogger de fashion în acea peșteră de denisovani. În orice caz, e foarte ok. Înțelegeți? E foarte ok. Se nu-i dezvoltare personală? Dacă există misterul feminin, trebuie să fie și la masculin. Da, mare mister plouă asta. Pentru mine. Așa. Deci da, deci se poate. Dacă specii diferite pot să conviețuiască, nu înțeleg de ce, nu știu, munteanul și moldoveanul nu poate să facă pace sau nu mai știu cine, că eu n-am din astea în cap, dar știți voi despre ce e vorba. Deci, se poate. Tot pe seria din preunelea e mai bine,
La grămadă e mai bine, colaborări. Franța este foarte aproape, acum propune legi prin care să se facă ilegală aruncarea hainelor care sunt rămase nevândute în magazine. După cum anul trecut multe țări au decretat că mâncarea care rămâne în magazine neexpirată nu poate fi aruncată, ci trebuie donată celor care n-au sau cantinei săracilor. Acum Franța să gândească să facă același lucru cu hainele, chestie care mi se pare excelentă pentru că nu numai pentru că niște săraci apucă să se îmbrace, dar și pentru că industria hainelor, fashion-ul, ăsta care ne place nouă atât de tare, este cea mai poluantă printre cele mai poluante industrii, oricum în primele 5 din lume. Înțelegeți? Consumă foarte multă apă, poluează foarte mult, îți faci un tricou din bumbac alb. Astfel încât, eu am mai vorbit despre asta, dacă poți să refolosești, refolosește, dacă poți să reorientezi ceva și să-i dai alt scop. Na, nu arunca tricoul ăla, fă-l cărpădește iar praf, voi știți. Și așa mai departe. Deci o chestie foarte bună de împărțeală, de sustenabilitate, din preunele a gândirii globală, Franța. Tot din seria gândiri altfel, de împărțit, de învățat, din preunele ai mai bine, am aflat despre chestii care vin din Burkina Faso. Burkina Faso, asta este o țară africană. Noi nu prea dăm doi bani pe țările africane, ne se pare că așa, că sunt niște înapoiați. Nu sunt. Sunt doar săraci și Africa este foarte mare, încap toate continentele în Africa. Voi nu știți treaba asta, dar gândiți-vă la chestia asta, este masivă. Există o cultură în Burkina Faso care este în zona de vest a Africii, care se cheamă Dagara. În cultura Dagara, primii câțiva ani din viața unui copil nu sunt petrecuți cu părinții. Adică vin și părinții când stau la grămadă acolo, na. Cum se întâmplă și în familia tradițională românească, da? Dar copilul este crescut de bunici, care nu-l pun jos, deci îl poartă în permanență, îl bibilesc, foarte mult contact la piele, pentru că ei cred în o chestie foarte frumoasă, pe care n-am auzit-o articulată în felul ăsta. Ei cred că nou-născuții vin așa dintr-un loc, cam cum e cu cosmogonia, cu povești din astea, cu alte vieți, cu adevăruri absolute. Ei cred că nou-născuții vin dintr-un loc în care noi nu mai avem acces. Și informația asta pe care o aduc cu ei, printre care și noutăți din ce se întâmplă în alte sfere, o uită. Și nu o pot transmite decât oamenilor care sunt mai aproape de sferele alea, în acest caz bătrânii, care mai au un pic și mor. Deci înainte să se întoarcă cine știe pe unde sau să ducă cine știe ce, pe unde, ei cred că bătrânii comunică cu nou-născuții ca să primească noutăți, când mă duc la ce să mă aștept, când n-am mai fost pe acolo de multă vreme. E o chestie fenomenală, mi se pare mie. E ca un fel de e-mail, așa. Și faci bre, bunic. Vezi te caută niște tipi. Te așteaptă în galaxia nu știu care. E o treabă mișto. Mișto. Nu m-am gândit la lume în felul ăsta. Deci, nou-născuții sunt tratați cu mare respect pentru că ei știu mai multe decât știu adulții, de pildă. Pentru că noi, adulții, am uitat ce era pe partea cealaltă. Deci, o treabă frumoasă. Iarăși, chestie de împărțire. Chestie de... Bine, avem Valentina. De împărțire, de creștere, de altceva, frate. De mărie. Mărire, mărie. Alte vești frumoase de săptămâna asta. Dacă nu știți ce este bisusul, vă rog să-l căutați. Este o chestie foarte interesantă. Se mai cheamă și mătasea mării, mătase de mare. Cum avem mătase de porumb, avem mătase de păianjeni, mătase din unghiere de mătase, bineînțeles. Există și mătase de mare, extrasă din niște scoici, care arată ca niște scoici normale, dar sunt altă varietate din Mediterană, care fac un fel de scuipat, așa, scuipă, ca să se lipească de stânci, scuipă niște filamente cu care se lipesc, care în contact cu apa sărată se întăresc și care sunt prelevate de o singură femeie, n-are voie nimeni decât o singură persoană să o facă, conform unui, nu știu, unui aranjament, jurământul mării, ceva de genul ăsta, o tradiție foarte veche din Sardinia,
care spune că pe linie matrilinială se maternă, se transmite acest meșteșug care este sacru, într-atâta încât nu poți să ai mai mult de o persoană care îl practică. Nu se pot vinde obiecte făcute din această mătase, ele trebuie doar dăruite și o să le vedeți la Louvre, o să le vedeți la British Museum, o să le vedeți la Vatican, o să le vedeți peste tot. Și multe dintre rețetele de tratare, de vopsire și de modele de țesătură nu pot fi scrise, trebuie transmise oral. Așa e legea nescrisă a lucrătoarelor de visus, care se consideră că sunt alese prin vise din astea, nu știu ce, un fel de preotese ale mării, dacă vreți. Ultima are 62 de ani, numele ei de familie este Vigo, și foarte dedicată. Adică, ca să poți să prelevezi această chestie, trebuie să poți să scufunzi la 15 metri adâncime, înțelegi? Și să aduni. Și trebuie să aduni și să aduni și să aduni, pentru că trebuie să te scufunzi cam de 100 de ori pentru vreo 30 de grame. Adică omor, înțelegeți? După care ea le ia, durează 25 de zile până le desărează, trebuie schimbat apa odată la 3 ore, ca și cum ești cu un nou născut care trebuie hrănit. Deci muncă, nu așa. După care, la lucru, la țesătură, pentru că e atât de fină, durează ani de zile până face o bucățică de ceva. Înțelegeți? Bisusul ăsta apare în documente și mențiuni și legende din Mesopotamia, deci are vreo 5.000 de ani. În asta un Nefertiti s-au găsit chestii din Bisus, e menționată pe Rosetta Stone, adică nu e fabulă, e foarte scumpă. Cred că e unul dintre cele mai scumpe materiale textile din istorie, dacă vreți. Și da, e o chestie excelentă pentru că, în sfârșit, după ce tantea asta s-a luptat cu autoritățile locale să-i dea drumul să facă un muzeu, să poată să ceva, să transmită meșteșugul ăsta mai departe, părea că ea e ultima. Acum, cu Facebook-ul, cu presiune, cu donații, cu intervenții asupra legalului și cu foarte multă consiliere, se pare că va reuși să-și deschidă și să-și mențină acest muzeu deschis, care să arate lumii despre ce e vorba cu bisusul, că nu mai face nimeni așa ceva. Deci, da, este o mătase din scuipat de scoică, care nu știam noi. Dar ia ca altă treabă, crowdsourcing, lumea a donat din toată lumea, ca să poată ține acest muzeu deschis. Pentru că face parte din patrimoniul cultural al omenirii și ia ca s-ar fi pierdut dacă nu am fi pus mână de la mână, pic cu pic, voi știți ce spun eu. Mătasea broaștei. Cam așa, Nicoleta, nu ești tu. Înțelegeți? Deci cam despre asta e vorba, despre ce se întâmplă în lume. Între timp, România vrea să facă referendum. Ai că tu ai o familie, ești prin mersi, da? Ai o familie, ai cont la bancă, ai făcut la biserică sau la civilă sau de amândouă, fiecare cum vrea. Faci treaba ta, ai copii, ai o meserie, ai tot, viața normală. Iar acum vrei să te duci să votezi ca să nu ai altul ce ai tu. Înțelegeți că nu-i frumos. Că ce-i spun eu lui feciorul meu dacă vede doi că se pună pe stradă? Deci asta e problema românilor cea mai mare. Toată lumea crește și faci chestii din împreună la noi, faci referendum ca să nu aibă altul ce am și eu. Asta e. Părerea mea, voi știți care este. În orice caz, vă las cu asta ca să încheiem cu puncte de gândit despre ce înseamnă forțarea moralității cuiva. Da, nu știu ce zic. Nu știu ce zic, că le-am spus pe toate, vă știți care este părerea mea. În orice caz, cam asta a fost pe astăzi. Am vorbit despre... ce am vorbit? Am vorbit despre foame, despre visus,
despre experiențele românești, despre ce înseamnă să pic cu pic să facem, să facem din preunelea marea și atât. Nu mai știu, și despre opinion și despre plouă, dar cred că despre asta o să vorbim în fiecare episod. Cam asta este, iubiți mei. Vă las! Am trecut cu mult, cu 10 minute de ora alocată mie. Vă pup! Mi-a fost dor de voi, să știți. Mi-a fost dor și de mine, așa cum mă simt eu când vorbesc cu voi. Mi-a fost dor să discut, să fiu la curent cu niște chestii, să mai aduc și o aminte de noutăți. Mi-a fost dor să vă văd inimile. Cred că Despina... Denisa lipsește astăzi. Mi-a fost dor să văd că vorbiți între voi. Mi-a fost dor să aud de pe unde vă logați. Și atât. Să zicem toți încor. Dacă v-au plăcut bufonii, mai veniți și mâine seară. Dați cu like-ul, abonați-vă dacă nu v-ați abonat încă. Eu ăștia de pe YouTube, cel puțin când vedeți chestia asta pe YouTube, să știți că puteți să vă și abonați. Este aici un buton roșu care zice subscribe și ar fi frumos. Și dați din casă, nu țineți mai pentru voi. Spuneți și la alții, că dacă nu ziceți voi, n-au de unde să știe ce facem noi la nas de nas. Ok? Și bineînțeles, cu toți în cor, pam, 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 binele învinge. Și coafura durează. Dar mai trebuie să spunem și noi osul. Da. Binele învinge, dar mai trebuie să spunem și noi osul. V-am pupat, iubiții mei. Gata! End live video.